Polițiștii și Sălăjeni au întocmit dosar penal pe numele unui bărbat de 32 de ani din Șimneu Silvaniei, prins luni 30 martie pe străzile orașului de sub Măgura, la volanul unui autoturism a cărui autorizație de circulație provizorie era expirată. Mai mult, verificările efectuate de către oamenii legii au stabilit că acesta nu poseda nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că, potrivit codului penal, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai nenmatriculat sau neînregistrat potrivit legii se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.